Salutare, bă băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi o să furăm costumul lui Iron Man în GTA 5. Ați auzit foarte bine, iar astăzi o să facem această nebunie, băieți. O să furăm sau o să încercăm să-i furăm costumul lui Iron Man și mă refer exact la costumul ăla cu care Iron Man zboară, are super puteri și așa mai departe. Exact ăla, cel mai șmecher care există. Și dacă îl știți și voi, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii, pentru că sunt foarte curios dacă știți la ce mă refer. Însă, nu uitați voi, ca de fiecare dată, să spargeți butonul acela de like, hai strângem cât mai multe la acest episod și să încercăm să strângem măcar 1000 de like-uri la acest episod minunat și special. Iar în momentul de față ne aflăm în casa noastră, deci ne aflăm la noi acasă și știu, v-am întrebat și pe voi în secțiunea de comentarii dacă vă doriți să schimbăm această casă sau dacă vă doriți să o vindem și foarte mulți dintre voi ați spus, Antidot, vinde și tu casa asta și într-adevăr, băieți, o să facem acest lucru pentru că nu mai are rost să avem această casă. Este și poziționată puțin cam ciudat, cred că o să începem să o vindem chiar de astăzi și să ne uităm după una nouă, pentru că nu prea mai îmi place unde se află așa, gen are o poziție din asta destul de ciudat. Este aici pe munte, lângă semnul acesta la Winewood, dar casa mi se pare mie acum puțin cam micuță sau cel puțin asta o face să pară curtea în care ne aflăm. Iar aici avem una dintre mașinile pe care le-am furat în episodul anterior. Știți că am găsit un bunker din ăla abandonat sau cel puțin fratele meu mai mic l-a găsit și n-are rost să vă zic acum că fratele meu mai mic se plimbă în continuu, frate, cu una dintre mașinile alea. Știți că i-a plăcut foarte mult un Ferrari din ăla care era negru și eu am decis să iau mașina asta și cred că o să devină una dintre mașinile mele principale pentru că îmi place foarte mult. Dați-i o notă neapărat acestei mașini pentru că mi se pare genială. Și avem aici și Lamborghini-ul nostru, mai avem niște mașini la Antidot Performance, restul le mai avem pe acolo prin bunker, dar înțelegeți voi, doar că acasă aici am venit cu Lucia și nu-mi dau seama unde s-a dus, dar normal văd că nu-mi face nimic de mâncare pe aici. Na, știți că ea gătește în continuu, ceea ce mi se pare destul de ciudat. Pe la piscină nu pare să fie, deci... uite, stai așa, o vedeți, mă? Nu pot cred. O vedeți acolo? What? Bă, asta umblă la flori acolo, nu știu, are grijă de plantele alea de flori, nu știu ce sunt acolo, lalele sau ce sunt alea. Nu știu ce plante sunt alea. În fine, hai să mergem noi la Lucia, însă astăzi va trebui să mergem la Iron Man acasă, deci i-am găsit locația, el are o casă în Los Santos și imaginați-vă că n-are o casă obișnuită, ci are o dită mai vilă, o pensiune din asta imensă și nu știu câți dintre voi știți, doar că Iron Man este practic Tony Stark, adică așa îl cheamă pe cel care, bineînțeles, este numit Iron Man, iar el, desigur, că este unul dintre cei mai mari miliardari din Los Santos. Da, ați auzit bine, unul dintre cei mai mari care există și va trebui să încercăm astăzi să îl jefuim, adică vreau să-i furăm acel costum pe care am putea să-l folosim și... la jafuri sau bineînțeles dacă facem și alte ilegalități în GTA 5, nu uitați voi să-mi spuneți dacă este o idee bună, dar nu știu ce face Lucy aici, mamă, deci nu știu, ea știe să facă de toate, bro, adică eu știu să am grijă de mașini, știu să dau jafuri, da, chestii din astea de băieți, nu? Da, dar Lucy știe foarte multe chestii să facă, nu știu, știe să gătească, să aibă grijă și de copii, adică are grijă de fratele meu câteodată, destul de tare și îi plac și mașinile și acum văd că umblă aici la plante. Lucia, ce faci aici? Acum te-ai apucat de plantele astea? Păi, ți se pare greșit că umblă aici la plante, Antidot? E normal, trebuie să am grijă de ele, nu? Că altfel se ofilesc. Ok, stai un pic, eu nu înțeleg o chestie. Lăsând asta cu plantele la o parte, de ce are Lucia vocea schimbată? Lucia, nu te supăra că te întreb, dar ai pățit ceva la voce sau de ce așa mai... Nu știu ce are vocea ta, what? Doamne, Antidot, am fost răcită și eu, n-am voie să fiu răcită și încă mai sunt, dar eu am alergie la plante, la polen și din astea. Nu pot să cred, și tu ai alergie la polen? Bă, destul de tare, adică, bine, nu e neapărat tare pentru că de obicei ți se înfundă nasul și... Na, eu un pic am nasol vara, deci când cresc așa, bineînțeles, înfloresc copacii sau de la plante,
alimente și așa mai departe, da, te apucă tuse, te mănâncă pielea, nu prea e tare să ai alergie, dar nu știam că și tu ai alergie din asta la polen, ok, destul de ciudat, dar, Lucia, tu ai fost răcită 2 săptămâni sau cât ai fost răcită? Da, antidot, dar nu te îngrijora, am fost la medic și acum sunt bine, vocea mi-a revenit, dar am fost răgușită așa și m-a durut foarte tare gâtul. Of, drăguța de tine, Lucia, da, știu cum e, că și eu mai răcesc câteodată vara și nici mie nu-mi place, dar na. Dar cum se face ca acum ai grijă și de plante, Lucia? Tu știi să faci o groază de lucruri, adică știi și să gătești, știi să ai grijă și de copii dacă este nevoie, te pricepi și la mașini, acum te pricepi și la grădină, ok, Lucia, câte chestii mai știi să faci? Adică mi se pare foarte ciudat că tu știi să faci atâtea chestii, adică, wow, chiar mă impresionezi și nu mă așteptam niciodată ca tu să știi să faci atâtea lucruri, Lucia. Îmi place foarte mult natura, antidot. Îmi plac tot ceea ce este verde, așa, îmi plac plantele, îmi plac animalele. Poate să ne cumpărăm și noi un câine, antidot, nu? Mi-e plac foarte mult câinii. Nu pot să cred, vrei să ne cumpărăm un câine, Lucia? Mamă, cât de șmecher. Bine, eu m-am gândit deja la ce câine mi-aș cumpăra, adică eu aș vrea să-mi cumpăr așa, nu știu, probabil un pitbull sau ceva așa, un cum ar fi un doberman din ăla, ar fi destul de tare, Lucia, nu? Să ne luăm un cățel din ăla mai mare, așa, nu? Antidot, eu mă refeream la un chihuahua, la ceva mai micuț, adică totuși, mi-e frică de câini din ăștia mai mari, așa. He, what? Un chihuahua? Pita mai Lucia, dar câteodată tu îți dai seama că poate umblă cățelul ăla prin casă, așa, e micuț și poate calci pe el din greșeală. Adică ne trebuie și nou un cățel mai mare și cum să-ți fie frică de el, că dacă ai un cățel, este ca și cum ai avea un copil, adică te iubește, îl iubești și de ce ți-ar fi frică de ceva pe care îl iubești, ce zic Lucia? Așa că, nu știu, o să mergem poate și noi la un magazin din ăsta, de unde putem să cumpărăm un cățel sau poate putem să adoptăm unul și asta ar fi o idee, nu Lucia? Adică am putea să adoptăm un cățel, ar fi destul de frumos, să-i oferim o șansă din asta la un viitor mai bun. Asta chiar este o idee bună, antidot. Nu mă așteptam să spui așa ceva. Chiar mi-aș dori să adoptăm un cățel. Când mergem? Păi, o să mă interesez așa, nu știu, unde sunt adăposturi din astea sau probabil un magazin de unde putem cumpăra unul. Momentan nu știu niciunul prin zonă sau prin Los Santos, dar o să mă uit așa și prin ziar și pe internet, iar dacă o să găsesc unul, promit că vin te iau de acasă și o să mergem împreună să îl alegem, pentru că nu o să fie doar al meu, ci o să fie al nostru. Și uite, îl luăm și pe fratele meu mai mic, că și el trebuie să obișnuiască cu cățelul nostru. E ca și cum ai avea un copil și trebuie să aibă grijă toată lumea de el. Și na, mi se pare destul de frumos. Dar, Lucia, eu astăzi am puțină treabă în oraș și pe lângă asta am vrut să te întreb ceva, dar e ceva mai serios, acea... Antidot, mă sperii, s-a întâmplat ceva rău, trebuie să știu ceva? A, nu, Lucia, am vrut să-ți cer doar o părere personală, da? Adică am vrut să-ți cer o opinie. Vreau să vând această casă și m-am gândit să căutăm și noi o locație nouă, bineînțeles o casă din asta, poate mai măricică puțin, sau o casă care pare puțin mai mare, sau să fie într-o zonă mai bună. Nu știu, m-am plictisit de casa asta, nici nu prea venim pe aici, adică știi cum e, noi stăm foarte mult pe la fratele meu mai mic, e și casa e mai frumoasă pe acolo, e și într-o zonă mai plăcută pentru că este lângă Antidote Performance. Ce zici? Ți-ai dorit să vindem casa asta și să începem cum ar fi un nou început, adică să căutăm o casă din asta, adică putem să mergem împreună să vizităm mai multe case, dar să căutăm ceva nou. Nu prea mai îmi place casa asta. Pe mine nu mă deranjează casa asta, Antidot, dar facem cum dorești și tu. Dacă nu-ți mai găsești locul în această casă, putem să căutăm alta, iar eu te susțin în ceea ce faci. Mamă, ce răspuns frumos, Lucia! Bine, atunci facem cum ai spus și tu, ne putem uita de niște case și dacă găsim ceva mai frumos, mergem acolo, facem o vizită și dacă găsim ceva mai frumos, o să luăm, dar cel mai probabil o să punem această casă la vânzare, pentru că eu personal nu mai găsesc
locul pe aici și aș vrea să lăsăm pe altcineva care probabil se va bucura de această casă, așa că noi probabil o să căutăm altceva. Însă, deja se face târziu, Lucia, așa că eu o să mă duc pentru că mai am niște treabă prin oraș, mai am de rezolvat un lucru și tu, bineînțeles, poți să stai pe aici, adică na, poți să te ocupi de grădină sau poți să te relaxezi, bine? Bine, Antidot, te aștept acasă și o să mă ocup de casă și de grădină, dacă mai e ceva de făcut. Bine, Lucia, nu o să lipsesc mult, dar avem niște treabă pe aici prin oraș. Bun, băieți, deci în momentul de față, cel mai probabil o să punem și această casă la vânzare și m-am luat și după părerea voastră, să fiu sincer, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați spus în secțiunea de comentarii, Antidot, vinde casa asta, pe lângă faptul că nu prea e ce face cu ea, nu prea mai e atât de interesantă și exact asta vom face, băieți, adică o să punem aici la stradă, vedeți că această locație e destul de frecventată, vin foarte multe mașini de pe aici, probabil că vin ori din oraș sau habar n-am, poate au fost undeva în vizită și cel mai probabil o să punem aici niște semne din astea, o să punem la vânzare și o să lăsăm pe cei de la agenția de imobiliare să se ocupe de vânzarea acestei case, nu prea vreau să-mi ocup timpul cu asta și o să punem aici niște semne din astea că este de vânzare. Bun, am pus aici și ultimul semn, deci avem unul în dreapta și unul în stânga și desigur că o să fie cei de la Dynasty 8 care se ocupă de vânzare. Vedem aici și numerele de telefon și cine este aici răspunzător pentru vânzarea acestei case și cam asta vom face, băieți. Adică n-are rău să stăm noi să așteptăm clienți. Pur și simplu, cine e interesat o să sune acolo, iar în momentul în care vindem această casă, cel mai probabil o să cumpărăm și alta. Dar noi o să ne uităm de case, bineînțeles, înainte ca ea să fie vândută, depinde cât de repede se vinde, dar este într-o zonă bună, doar că zona asta nu mai îmi place mie atât de mult, însă noi avem și alte lucruri de rezolvat, băieți, noi va trebui să mergem, desigur, acolo unde v-am spus, pentru că trebuie ca astăzi să facem rost de costumul lui Iron Man și stați să vedeți pe unde mergem pe acum, deci în momentul de față am plecat de aici, de acasă, de la noi, Lucia se ocupă de casă și de grădină și m-am gândit să mergem și până la Antidot Performance, dar faza e că fratele meu oricum nu cred că este pe acolo pentru că se plimbă prin oraș și a zis că și el are niște treburi astăzi, deci nu o să ne ajute cu jaful la Iron Man, dar nici nu vreau să-l iau cu mine pentru că mi se pare foarte periculos, băieți, iar în momentul în care vom merge acolo, în cazul în care vom intra în probleme, nu vreau să fie și el acolo pentru că este mai complicat astăzi, așa că vom face de unul singur și el se plimbă în momentul de față cu mașinile alea pe care le-am furat pe acolo, știți că i-a plăcut foarte mult acel Ferrari negru și l-a păstrat și desigur că i-l-a lăsat și lui, doar că aș merge un pic pe la Antidot Performance, chit că, dacă mă gândesc bine, cred că o să mergem cu mașina asta, băieți, nu cred că o să o mai schimbăm, dar de-abia am furat-o și pe asta, băieți, așa că nu prea aș vrea să intrăm în probleme cu o mașină din asta furată, ci mai degrabă mergem cu una dintre mașinile noastre pe care le cunoaștem și vă mergem să vedem dacă este ceva pe acolo, dacă s-a întâmplat ceva sau dacă fratele meu s-a întors. Dacă nu, o să lăsăm astăzi, deci cam asta este ideea pentru astăzi, o să lăsăm în pace, să se simtă bine, să se bucure și de această vreme foarte frumoasă. Mamă, ce mă bucur că vine vara, băieți, deci efectiv vine vara și o să facem o groază de episoade, băieți, n-aveți idee câte idei am și vom face foarte multe chestii, foarte multe chestii, mai ales că vine vara, iar că suntem aici la Antidot Performance, ia să vedem aici așa, ok, văd că fratele meu nu este pe aici, mașinile pe care le-am avut detunat sunt jos la vânzare, dar cred că s-a plimbat fratele meu cu Ferrariul ăla roșu de acolo, știți că am furat și un Ferrari roșu, din asta mai vechiuț așa, și din câte văd, cred că s-a plimbat cu el, dacă nu mă înșel, pentru că văd că l-a pus exact aici, doar că a fost restaurat, băieți, l-am curățat la maxim, vedeți că nu mai are nicio urmă de praf și uitați-vă cum arată acum, deci acum arată mai roșu ca niciodată, niciodată n-a fost în condiția asta, dar uitați-vă cât de frumos e și ne va rămâne nouă, nu știu, o să fie una dintre mașinile de colecție pe care o să le păstrăm, dar cu ce mașină să mergem noi acum după domnul Iron Man? Cel mai probabil o să mergem cu mașina asta sau avem nevoie oare de o mașină din asta mai rapidă? Ok, hai că mergem cu asta și cel mai probabil mă gândeam ca la acest Rolls Royce pe care ni l-am cumpărat, băieți, să-i schimbăm interiorul. Mă gândeam să-l facem complet albastru deschis și să-i facem aici și chestiile alea unde sunt cu roșu, să le facem tot așa albastru deschis, doar că o să vă cer vouă părerea din nou și vreau să-mi spuneți dacă vreți să-i schimbăm culorile, să lăsăm cu roșu sau să-l facem așa cu albastru, să potrivească tot cu tematica, nu
știu, e frumos și așa cu roșu, vedeți? Dar am putea să-l facem și albastru, având în vedere că avem un dealer auto aici. Dar hai să punem aici pe GPS și băieți, chestia de astăzi care se va întâmpla o să fie foarte dificilă pentru că mergem la Iron Man acasă, iar el stă undeva pe aici, pe autostrada asta, doar că nu știu exact locația, așa că vom merge pe acolo prin zonă, iar în momentul în care ne vom apropia de casa lui sau de zona lui, pentru că n-aveți idee cât de mare este casa aia, am trecut odată pe acolo prin fața casei lui, în momentul în care o duceam pe Lucia acasă, dacă vine să credeți, da, Lucia stă pe acolo prin zonă, știți că am fost și noi la Lucia acasă, iar pe strada aia, tot așa în direcția aia, ei bine, stă și Tony Stark, adică Iron Man, și mi se pare că putem ieși și pe aici, bine, practic trebuia să ne îndreptăm către plajă, pentru că acolo este mai simplu de ajuns și cel mai probabil o să o luăm pe acolo, doar că o să fie o misiune destul de dificilă, băieți, pentru că nu e ca și cum îi fărăm o mașină domnului Iron Man, ci îi fărăm costumul. Da, deci putem intra în probleme maxim și ne poate căuta și cei de la armată, băieți, pentru că aia este o armă cu care poți să faci o distrugere din asta în masă, deci n-aveți idee cât de puternic este costumul lui, poți să zbori cu el, poți face o groază de chestii și desigur că va trebui să facem acest lucru, băieți, deci chiar am decis să-i fărăm costumul și dacă reușim o să fim cei mai șmecheri, nici nu aveți idee, doar că cel mai probabil nu o să vând acel costum, chit că dacă l-am pune la licitație, nu știu, pe o licitație din asta cu bani mărdari sau cu bani negri, da, ar fi destul de șmecher, adică s-ar vinde la un preț enorm, doar că cel mai probabil nu vom face acest lucru pentru că nu vrem să intrăm în probleme, ci o să-l păstrăm în bunkerul nostru secret. Da, ați auzit bine, o să-l ducem la bunkerul nostru secret și o să-l lăsăm acolo fără ca cineva să știe de el, pentru că nu este cea mai bună idee ca noi să avem un astfel de costum cu noi, dar ne apropiem foarte mult și de casa Lucy, este pe undeva pe aici, dacă nu mă înșel, undeva pe autostradă. Mă gândeam totuși unde să punem costumul. Am putea și în port bagaj, dar pare un pic cam micuț acolo, chiar dacă este mașina foarte mare, e loc un pic cam mic, dar dacă nu, îl legăm puțin așa de acoperișul de la mașină, deci da, cred că o să meargă, dacă nu, nu știu, habar n-am. Poate putem să-l luăm cu costumul lui Iron Man. Putem să cărăm și mașina asta dacă vrem, dar nu vrem să se întâmple acest lucru, nu? Da, nu știu ce să zic, dar am putea, de ce nu? Adică merge să îi fărăm și costumul și după aia să luăm mașina noastră pe sus cu costumul ăla, pentru că este foarte puternic și are și magnet din ăla foarte tare, deci am putea să încercăm acest experiment, însă ne apropiem foarte mult de casa lui Iron Man, este undeva pe aici, prin zonă, se vede de la distanță, pentru că este imensă, deci n-aveți idee cât de mare este casa lui și desigur o să trebuiască să intrăm, pe aici nu văd nimic, aici sunt niște magazine și pe aici este casa asta pe care am vrut noi să o cumpărăm. Oh, nu pot să cred, nu știu dacă vedeți acolo în stânga rău de tot, deci acolo este casa lui Iron Man, deci după casa asta pe care am vrut noi să o cumpărăm, doar că nu m-am interesat de atât de mult, deci nu prea... M-a surprins atât de tare casa asta. O, aici, băieți. Da, deci el are propria sa insulă, bro. Deci așa se poate spune. Exact aici, pe stânga. Uitați-vă ce intrare are. Oh my god, bă. Nu pot să cred. Asta este casa lui Iron Man aici. Mamă, dar nu se vede nimic în față. Oh, aoleu, aici este o dubă, băieți. Aici este o dubă. Să sperăm că nu protejează nimeni această locație. Și uite, aici scrie 10.880. Da, 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 deci o să lăsăm aici mașina garantat. Deci exact în zona asta o să lăsăm mașina, pentru că în cazul în care vedem pe cineva, din păcate va trebui să fugim. Ok, nu văd aici nimic. O să trebuiască să luăm și noi un pistol. Așa. Deci aici, băieți, uitați-vă cum arată locația asta, mi se pare genială, bro. Uite pe aici, oh my god, ce este acolo? Este așa, să ne uităm un pic, nu văd absolut nimica, este doar drumul, așa. Mamă, mi-e un pic cam frică, băieți, pentru că am intrat exact pe proprietatea asta privată, care este destul de periculoasă, pentru că intrăm la niște supereroi, bro. Intrăm la niște supereroi în casa asta, nu este bine deloc, dar o să mergem pe aici, pe lângă aceste stufișuri și dacă nu vedem nimica, o să ne ducem direct în față, doar că nu văd pe nimeni, bro, nici măcar pe Iron Man pe afară. Aici văd că au și propriu elicopter. Na, că n-ai atâția bani, cum să n-ai elicopter? Dar avem și noi la casa fratelui meu. Ok. Pe aici nu văd absolut nimica, dar nu e nici urmă de cineva, vedeți?
Nu știu dacă e bine să mergem pe aici, trebuie să ne ascundem un pic, băieți. Nu văd absolut nimic aici, nu văd absolut nimic. Nu știu dacă să mai mergem în față sau nu. Ok. Dar văd că nu e nimeni acasă, mă. Nu pot să cred, am văzut o mașină. Uite aici, băieți, nu pot să cred. Aici văd o mașină. What? Ce-i cu mașina asta? Nu pare cunoscută, dar stai așa, mi se pare că am văzut ceva, dar nu pot să-mi dau seama. Am văzut ceva, băieți. Ok. E cineva la geam, mă? Nu-mi dau seama, stai ce? Nu-mi dau seama, aici prin față. Aici nu. Nu pot să cred! Uitați-vă acolo în dreapta, băieți, vedeți? Exact aici, vedeți? Unde sunt eu? Uite aici. Nu pot să cred! Mă, cine e ăla de acolo? Nu pot să cred! Ăla e Spider-Man? What? Bine, asta nu o surprinde, pentru că e casa lui Iron Man. Dar cine e ăla din dreapta? Ăla seamănă cu... Nu pot să cred! Spider-Man vorbește cu Mr. Beast acum? Nu pot să cred așa ceva. Deci o să ne apropiem un pic, nu văd pe nimeni aici. Dar văd acolo, cine să știa, mă? Deci ăsta e Iron Man? Ăla e Mr. Beast, băieți. Deci ăsta de aici... Ne-a văzut? Nu ne-a văzut, nu ne-a văzut. Deci ăla e Mr. Beast acolo. Nu pot să cred așa ceva. Deci Mr. Beast e prieten cu Spider-Man? Mă, ce? What? Stai așa, pe aici nu văd pe nimeni. Dar unde-i Iron Man, mă? Deci Iron Man nu este aici, ceea ce e destul de dubios. Dar nu știu pe unde să intrăm. Nu aș vrea să intru pe la ei prin casă. Ok, mamă, ce e aici? Pe aici e cineva? Nu văd pe nimeni acolo. Ok, da. Și laboratorul lui Iron Man e undeva pe aici, pe jos. Doar că nu știu dacă este cineva, băieți. Nu știu dacă e cineva pe aici. Ne uităm așa, dar nu știu dacă este Iron Man acasă. Nu prea aș vrea să dau de el, pentru că el nu e atât de prietenos precum credem. Adică dacă intri la el acasă, nu prea e bine, pentru că noi încercăm să furăm de la el acum. Să sperăm că nu ne-a văzut nimeni. Dar nu, că Spider-Man vorbea acolo cu Mr. Beast. Ok. Opa, văd ceva, văd ceva aici stânga, nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred, stai așa, stai așa, nu văd pe nimeni, nu văd pe nimeni nici aici în laborator, ok, stânga, dreapta, ok, astea sunt serverele lui aici, dar nu văd pe nimeni, băieți, este așa. Deci aici văd costumele lui Iron Man. Nu pot să cred așa ceva. Uite ce am găsit aici. Iar ăsta este costumul la care Iron Man... Wow! Ăsta e costumul la care Iron Man lucrează. Nu pot să cred așa ceva. Și uitați-vă, peste tot vedem numai postere cu Iron Man. Și aici, ia uite, peste tot, bro, numai costume de fiecare. Wow! Uite la câte costume. What? Ce este aici? Este așa, putem să coborâm aici, dar trebuie să vedem dacă e cineva. Deci dacă e cineva aici, nu e bine, băieți, o să pățim grav rău de tot dacă e cineva pe aici. Ok, e cineva aici? E cineva? Nu e! Mamă! Alte costume de al lui Iron Man. Nu pot să cred așa ceva. Toate versiunile. Bă, aici nu prea aș intra, dar... S-a deschis. S-a deschis și văd pe cineva. Bă, e Iron Man acolo. Nu pot să cred așa ceva. Ăsta e Iron Man aici? Nu cred că e Iron Man. E cineva aici? E cineva aici? Nu văd pe nimeni. Ok. Nu văd pe nimeni. What? Cine e ăsta? Ăsta nu e Iron Man? Mă, ce? Cine e ăsta? Știți voi cum îl cheamă, dar aici o să fac niște experimente pe el, ceea ce nu sună deloc bine, dar băieți, noi nu am venit pentru asta, habar n-am cine e tipul ăsta, doar că noi o să fărăm costumul lui Iron Man și eu o să tolim de aici, deci nu vreau alte probleme, mai ales cu un miliardar din asta, atât de puternic și este Iron Man până la urmă, așa că o să luăm costumul lui Iron Man, oh my god, oh my god, nu pot să cred așa ceva, am emoții, oh my god, uite cum merge, bro, și putem să zburăm cu el, oh my god, asta e așa să nu ne vadă ăștia, să nu ne vadă ăștia, stai așa că avem o idee. Pe aici o să ne ducem prin partea asta, băieți. Pe aici, pe sus, așa ne ducem prin partea asta, pentru că nu vreau să avem probleme ceva de genul. Bă, și aici la piscină nu e nimeni. Mamă, uitați-vă ce priveliște are, bă, nu se compară deloc cu casa noastră, dar o să mergem exact acum și trebuie să ne luăm și mașina, băieți. A venit cineva pe aici? Nu prea văd. Mamă, dacă cum poți să duci cu costumul ăsta pe aici în sus și cred că îl băgăm în portbagaj sau îl lipim aici de acoperișul de la mașină, cel mai probabil, nu? Dacă că îl punem exact aici. Arată bine, nu? Eu zic că stă destul de bine aici pe mașina noastră și na, până la bunkerul nostru secret, eu zic că se comportă destul de ok, nu? Adică, na, ce mai contează unde l-am pus, dar în portbagaj aici niciodată nu o să încape, pentru că am un portbagaj atât de mic la mașina asta, da, o să trebuiască ne luăm și noi, nu știu, ceva după, habar n-am, dar în momentul de față am furat costumul lui Iron Man, chit că o să ne vadă toată lumea pe aici, deci o să ne vadă toată lumea pe aici, dar nu mai contează, trebuie să-l ascundem neapărat în bunkerul nostru și dacă vreți,
putem să încercăm să trolăm poliția cu costumul lui Iron Man. Cum ar fi să facem un episod de genul? Scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă vreți să facem acest lucru. Pur și simplu să jefuim bănci sau să trolăm poliția cu costumul acesta lui Iron Man. Pentru că efectiv putem face o groază de chestii. Adică poți să zbori cu el, deci putem să dăm șaf și după aia să zburăm de acolo. E tare rău de tot. Chiar mi se pare o idee foarte bună, dar va trebui să mergem la bunkerul nostru secret și să ascundem acest costum cât mai repede. Nu vreau să se alerteze poliția sau ceva de genul, pentru că o să avem doar probleme, și nu doar probleme cu poliția, ci și cu supereroi din Los Santos. Ceea ce nu e deloc bine, băieți, dar suntem foarte aproape, de suntem aproape de oraș și va trebui să mergem la bunkerul nostru secret. Nu este atât de departe, doar că este în partea cealaltă a orașului. Dar nu mi se pare, mamă, deci mi se pare genial costumul ăsta, băieți. Mi se pare absolut genial și vreau să îmi spuneți și voi părerea voastră despre acest costum. Deci mi se pare prea tare. Cum ar fi? Mamă, deci e prea tare. Deci am furat costumul lui Iron Man. Nu-mi vine să cred nici măcar în momentul de față, dar e prea șmecher. Să sperăm că nu-și dă seama, pentru că are foarte multe costume acolo, doar că am văzut că lucra la costumul ăsta, băieți. Am văzut că lucra la acest costum, iar acasă era și Spider-Man cu Mr. Beast, bro, și Mr. Beast are probleme cu noi, pentru că pe Mr. Beast l-am jefuit. Na, deci dacă ne vede, o să se supere grav, pentru că ne știe fața, știe cum arătăm, pentru că ne-a văzut că a fugit în momentul în care am intrat la el în casă, dar o să avem probleme grave, băieți, deci să sperăm că nu sunt camere de vedere pe acolo, camere de supraveghere, și să sperăm că nu se va întâmpla nimic. Totuși sunt supereroi, nu? N-ar trebui să ne facă ceva nasol, nu? Nu știu ce să zic, da, cel mai probabil o să ne prindă în tot orașul dacă au probleme cu noi, dar nu cred că vor să ne facă rău, adică se supără oare Iron Man că i-am furat un costum? Da, cred că se cam supără, dar o să treacă el peste, să sperăm, că dacă ajungem la poliție din cauza unui costum, nu prea e bine, băieți. M-am grăbit cât am putut și am ajuns aici, suntem deja în port pe aici, pe unde avem și bunkerul nostru secret. Ideea este că nu știu care e cea mai bună idee, oare să-l ducem aici la bunkerul secret sau să-l ascundem undeva prin garaj sau la Antidote Performance, pentru că este proprietate privată. Da, la asta nu prea m-am gândit, dar hey, este prima dată când am furat costumul lui Iron Man, adică na, de unde să știu și eu chestiile astea, dar o să ducem aici costumul și o să lăsăm exact aici înăuntru, doar că na, nu știu că e bine, băieți, sperăm că nu ne-a văzut nimeni. Mamă cum arată, și avem aici și costumul lui Iron Man. Mă, cât de genial e! Și uitați-vă cât de roșu e, e exact la fel de roșu ca și interiorul de la mașină. Bă, cât de tare e, chiar e șmecherul de tot, dar o să-i dau nota 10 și spuneți-mi dacă vreți să facem și chestii mai ilegale cu costumul lui Iron Man. Da, bă, băieți, cam asta a fost tot pentru episodul de astăzi. Nu uitați voi ca de fiecare dată să spargeți butonul și acela de like ca să strângem cât mai multe la acest episod și să mai facem episoade de genul, și până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă!